E începutul lui decembrie și am plecat din București într-o căutare a Crăciunului. Crăciunul ăla adevărat, Crăciunul ăla autentic și nu neapărat Crăciunul ăla fabricat care ni se servește în fiecare an. Și mă așteaptă aici în Mehedinți, tocmai intru în satul Mărășești, în satul ei natal, fiina mea preferată, Olguța Berbec, a zis că încă aici Crăciunul e o poveste adevărată și nu fabricată. Ne apropiem de biserica satului, de se vede turnul bisericii, unde înțeleg că ne așteaptă copiii satului să ne colinde. Gata, am ajuns în inima satului, la biserică. Să rămână, Olguța. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Bine ai venit la Mărășești. Ce frumos. La Mehedinți. Seamănă cu biserica din satul bunicilor mei. Mă bucur, mă bucur că îți trezește amintiri frumoase și mă bucur că te-a dus GPS-ul aici, pentru că, în general, un GPS te duce în inima satului și la noi chiar biserica este nucleul. E foarte frumos și aud copiii în biserică. Asta înseamnă că inima pulsează, că e vie. Da, și tânără. Și tânără. Uite ce frumos. Și troița asta mi-aduce aminte de acasă, de Maramureș. Mă bucur, ai recunoscut-o, înseamnă, fiindcă este sculptată de un meșter din Bârsana, Maramureș. Din Bârsana ți-a adus-o? Da, am adus-o de acolo. Am ținut foarte mult să dăruim satului un însemn. Ne-am gândit mult unde să o punem și până la urmă am primit acceptul să fie în curtea bisericii, lucru care pe mine mă emoționează foarte mult. E foarte, foarte frumos. Este semnul nostru de trecere pe aici și sper să rămână după noi. Olguța, e născut aici și o să îi auzim povestea cum s-a întors aici după ce toată viața, toată copilăria a vrut să se mute la oraș. Haideți că ne așteaptă copiii, deși nu e zăpadă, plouă, o să vedeți că e semn că vine Crăciunul în momentul în care o să începă să colinde copiii. Colindele vestesc Crăciunul. Haide. Bună seara, copii! Bună seara. Am o surpriză pentru voi, dar și voi sunteți o surpriză. Bună seara, copii! Hai. Bună seara. Mamă, cât seamănă biserica asta cu biserica bunicilor mei. Bună seara, bine v-am găsit! Am strâns aici aproape toți copiii din sat, așa cum colindă ei de Crăciun, așa cum merg în aproape toate casele din sat. Uh-huh. Și s-au pregătit să-ți cânte două colinde. Pentru știți ei este colinda? O bucurie. Da. Da? Abia aștept să vă aud. În română? Da. Na, bun. Haideți, sunteți pregătiți? Să ședem, numai să vă, numai să vă cor.
știți că am intrat în sat și n-am văzut zăpadă și mi-era frică de faptul că nu mai vine Crăciunul. Dar acum, după ce am auzit colinda voastră, sigur vine Crăciunul și anul ăsta. Mai știți o colindă? Da. Mai cântăm una? Da. Cântați voi, că eu nu vreau să stric colinda. Copii, să știți că trebuie să-mi promiteți aici că veniți și în dimineața de Crăciun toți așa frumoși la cum sunteți. La mine acasă. Cine vine la București la mine acasă de Crăciun? Toți? Îmi pare rău, Olguțanul ăsta vine la București. Colindă prea frumos. Colindă frumos și cel mai important este că ei sunt sinceri. Sunt copiii care chiar colindă în seara de ajun din casă în casă, sunt copiii satului, sunt copiii în care eu cred că nu pleacă de aici. Păi unul dintre ei cu siguranță va fi următorul Olguța Berbec. Tu unde stăteai în corul copiilor când colindai? Eu când eram mică mă punea... Ia uite-o pe viitoare, Olguță! Da. Mă punea părintele să stau aici singură și vreau să spun că așteptam toată slujba momentul ăsta. Aveam emoții și așteptam în sfârșit să fiu acolo. Și era plină biserica toată. Și era plină biserica. Și ce colindai? Colindam coborâta coborât, așa știam eu. Și o să scând mai încolo să vezi ce colindam, dar foarte important este ce așteptam. Era câte o bătrână care, după ce terminam, venea să mă atingă de parcă aveam așa o putere și zicea: bravo, maică, mâna aia pusă pe mine... Îmi dădea impresia că am făcut ceva grozav. Și ce e minunat că aici, în inima satului, că de fapt biserica în România înseamnă inima oricărui sat, e și prezentul, și trecutul, și viitorul. Mă uit pe scaunele astea, sunt numele credincioșilor, enoriașilor din sat. Unii în viață, alții se duc. Așa e viața, nu suntem nemuritori. Dar aici e viitorul în fața noastră, știi? Tot satul este aici. Trecut, prezent și viitor. Și o colindă e, de fapt, prezentul nostru. Altceva în afară de momentul ăsta când copiii colindă, nu există nicio dovadă concretă a prezentului. Asta e cea mai puternică. Și vă mulțumesc tare mult. N-ai cojocel, ai năsucul rece. Unde e cojocelul tău? Mami l-a uitat. Da? Ia uite, uite aici cojocel. Poți să te iau în brațe? Nu? Cum te cheamă? Daria. Foarte frumos ați colindat. Tu ai colindat cel mai tare și voi toți ați colindat cel mai frumos. Banii de colindă cine îi strânge? Am înțeles. Stai să mă duc până la mașină, că mi-am uitat portofelul la mașină. Bravo, mulțumesc, felicitări. Frumos, an nou fericit și vouă. Povestea Crăciunului autentic a început în inima satului, în biserică, prin vocile copiilor și continuă aici, lângă foc, lângă vatra satului, unde s-a născut, a crescut, de unde a zburat și apoi s-a întors la cuib, Olguța Berbec. Bine te-am găsit, Olguța, mă bucur că m-ai primit acasă.
Și eu mă bucur că ești aici, pentru că nu puteam să am un interlocutor mai bun care să transmită cu mai multă emoție și substanță ceea ce cred și simt eu despre satul ăsta și despre locul căruia aparțin. Să știi că eu ți-am cunoscut satul doar din melodiile tale, însă astăzi când am venit și m-am plimbat pe aici prin Munții Mehedințului și am văzut satul tău de sus, de undeva, de la o șură de aici, de pe deal, arată așa frumos, ca, exact ca o vatră, exact ca o căldare arată Mărășeștiul, care e la câțiva kilometri de baia de Aramă. Și de acolo, de sus, din deal, am văzut și căsuța ta părintească. Să știi că aș vrea să audă mulți tineri din sat lucrul acesta, că Mihai Morar a venit și a urcat pe deal să vadă satul în întregime, așa că îi sfătuiesc și eu să urce, să vadă că suntem frumoși și de acolo. Și un sat de munte, tare fain, și cum se ridica fumul caselor, am avut așa o revizitare a copilăriei mele. Ce îți mai aduci tu aminte din primii ani de viață de aici, din Mărășești? Când ai început tu să prinzi glas? Primele amintiri ale mele sunt legate de biserică. Nu întâmplător te-am dus acolo. Pentru că eu așa cumva am început să îndrăgesc atenția oamenilor. Să-mi dau seama că nu găsești în altă parte sentimentul ăsta decât în oameni și numai ei poți să-ți dea bucuria asta. Când începusem să cânt colinde, așteptam cu nerăbdare eu să fiu în centrul bisericii și să fie momentul meu. Și cumva, așteptând să cânt, m-am apropiat și de biserică, pentru că numai acolo puteam să fac asta la început. Iar acum, ca adult, biserica mi-a rămas un stâlp în zilele obișnuite și în zilele de sărbătoare. Mă raportez mult la ce se întâmplă acolo și în sat. Îți înțeleg foarte bine sentimentul ăla de a te duce la biserică și a aștepta momentul de la finalul slujbei, când se colindă. La fel mi s-a întâmplat și mie la biserica bunicilor. Așteptam, mă duceam la slujbă duminica și acolo am avut cumva prima recunoaștere publică sau primul spectacol pe care l-am prezentat. Așteptam momentul în care părintele desemna în fiecare duminică un copil care să spună crezul. Și era cel mai frumos, eram cel mai mândru când mă numea pe mine, știi? Urcam în strană și spuneam crezul. Practic acolo a început viața noastră, în biserică. Da. A început viața noastră de persoane publice. Și ți-ai dat seama că îți place să fii ascultată de oameni. Ascultată, da. Da, și apoi am crescut și nu am fost îndrumată în direcția asta. Părinții mei nu au gândit că eu ar trebui să cânt. Eu și acum mai glumesc uneori că tata cred că încă mai așteaptă să-mi ia un serviciu serios la stat. Dar s-au așezat lucrurile în așa fel încât am ajuns la publicul ăla mare. Am ajuns din Olguța de la Mărășești să fiu pentru unii Olguța Berbec. Și atunci... Dar ce cântai când erai mică? Ce-ți plăcea să cânti? Din ce vedeai la televizor? Colinde, din ce auzeai în sat? Colinde cântam de Crăciun și în restul sărbătorilor sau în restul duminicilor cu slujbă cântam pricezne. Uh-huh. Și acum mi-au rămas în suflet colindele și priceznele. Și ar trebui probabil să le abordez mai mult. Dar mai ții minte vreo priceaznă pe care o cântai când erai micuță? Da, Cruce Sfântă Părăsită. Am învățat-o de la părintele Ordeanu de la școală și apoi o cântam la biserică, da. Și momentul în care ți-ai dat seama că poți să faci un drum în viața ta din asta, din cântat, când a fost? Foarte târziu. Eu nu am visat niciodată de la început să am ceea ce am acum. Târziu mi-am dat seama. Eu nici măcar nu m-am înscris la studii muzicale. Am făcut matematică, fizică, apoi științe economice. Deci nu m-am pregătit în sensul ăsta. Și am cântat. Mi se părea normal. Aici toți copiii cântă, ai văzut? Am văzut, da.
nu cred că ei acum se gândesc că o să meargă la televizor. Ei cântă că așa trebuie, și e normal. E incredibil câți copii din, din sat s-au adunat și astăzi în biserică pentru, pentru colinde. E un lucru bun, sunt mulți copii în sat și mulți tineri. Lucrul acesta am mă văzut bucură. Asta. Mi se pare un sat viu. E un sat viu care duce tradițiile astea mai departe și mă bucur tare mult că astăzi Olguța o să cânte niște colinde de aici, din, din zona Mehedințului. Eu nu știam. Eu vin din Maramureș și am avut impresia că toate colindele vin de la noi, din Maramureș. Dar te-am auzit repetând, sunt superbe cântările astea. Sunt superbe, însă nu foarte cunoscute și nu foarte în atenția publicului. Da, ai dreptate, vatra colindelor este în Maramureș, clar. Și noi ascultăm și ne plac, dar ținem și de ale noastre. Oltenia nu este cunoscută pentru colinde sau cântece patriotice. E treaba voastră, ardelenilor, asta. Și e bine că e așa, dar să mai găsesc cântece valoroase de sărbători. Dar trebuie neapărat aici să ascultați, pentru că nu de puține ori, ascultându-te, repetând, am avut pielea de găină. Ascultăm pentru prima oară niște colinde de aici, din zona Mehedințului, și mă bucur că întâlnirea noastră se va termina cu ceva autentic de aici. Prețuiești satul ăsta enorm, enorm de mult, și chiar dacă au fost momente în care l-ai părăsit, satul nu te-a părăsit niciodată pe tine. Așa e, când eram mică știam un singur lucru, că vreau să plec din sat, că nu mai vreau să merg la fân, că nu mai vreau să merg la vie. Nu conta ce mă făceam eu mare. Trebuia să plec din sat, clar. Și când am plecat, mi-a fost drag, sigur, peste tot pe unde am mers. Dar acum, ca om matur, nici nu știu ce se întâmplă. Oare m-am maturizat, oare m-am înțelepțit, dacă pot să zic așa. Voi fi îmbătrânit. Voi fi îmbătrânit, n-am vrut să zic chiar așa. Dar tot fi înțelept înseamnă a fi bătrân. Acum îmi place să fiu aici. Mi se pare că aici timpul trece rar. Mi se pare că aici zilele au sens și substanță și că nu fug nicăieri. Și da, filmăm exact în casa pe care tu ți-ai construit-o aici, în sat la tine. Și trebuie să urci un pic ca să prind semnal plin. Adică nu prea pot să postez pe Instagram de aici, și știi ce de acasă bine de la tine. Pentru că ne-am format deja reflexul ăsta, știm că n-avem semnal, e ok, nu mai ducem grijă a telefonului, nu ne mai este lipit de palmă. E ca și cum am avea un fix așa, dacă l-auzim bine, dacă nu, asta e. Dar zi-mi, cum a fost lupta ta până ai reușit să părăsești satul și până să-ți dai seama că de fapt l-am părăsit, dar comoara nu e acolo la oraș? Uh-huh. Cum a fost lupta asta ta, Olguța? Cu ochii primei tinereți, tot e simplu. Uh-huh. Și toate lucrurile au venit pas cu pas. După ce le vezi pe toate, acum dacă aș privi în urmă, mi-ar părea unele lucruri grele. Atunci mi-era drag, pur și simplu. Ăsta e cuvântul. Mi-era drag să mă urc în tren. Și, apropo, prima dată am mers cu trenul în anul 2 de facultate. Nu știam de ce oamenii stau la... Dar cu ce mergeai, cu avionul până atunci? Sau? Da, la Mărășești, doar ai văzut că aici este aeroport. Și heliport. Da. Am mers foarte, foarte mult cu trenul. Mergeam la festivaluri, așa am început. Deci am tu început... ai... nu când erai copilă te duceai, nu, la festivaluri. Erai Eu deja am început la facultate? Comparativ cu alți colegi de generație, foarte târziu să cânt, în anul 2 de facultate. În rest am cântat ca și copiii pe care i-ai văzut la biserică, fără un țel înalt. Și apoi am început să merg la festivaluri și să câștig premii. Și să fiu în săptămâna asta la Brașov și săptămâna următoare la Constanța și apoi la Suceava. Și tot așa, 3 ani am făcut altfel asta. Altfel decât toți ceilalți colegi de breaslă ai tăi, care mergeau de la vârste mici, de obicei cu părinții, tu mergeai, da, singură la festivaluri. Singură, ai mei nu au mers niciodată cu mine. Eu eram deja mare, era normal să merg singură. Dar ce a zis tata când ai câștigat primul festival? Tata e foarte emotiv. A fost foarte mândru. Dar pot să-ți spun ce a făcut când m-a văzut prima dată la televizor. Nici nu știu dacă m-a remarcat bine. Era un grup de copii
la Tezor Folcloric și când așteptam momentul, o să fim la televizor, a ieșit afară, n-am putut să se uite. Așa emoția a fost. Serios? Da. Dar ți-a zis că e mândru de tine? Sau? Niciodată cu aceste cuvinte, dar eu știu lucrul ăsta. Cu siguranță s-a mândrit în tot satul cu Olguța lui. Nu cred. Nu? Nu. A fost tot așa, parcă îi venea să nu spună nimănui da. Că știi fata că lui e la televizor. La început o vedeam pe mama mea în public și o întrebam, nu aplauzi, numai tu nu aplauzi și te văd să știi. Păi cum să creadă lumea că mă laud cu tine? Sau că te aplaud că ești a mea? Păi vezi că toată lumea face asta, trebuie să mă aplauzi cumva. Nu făcea asta. Și nici acum nu au fost și nu sunt genul de părinți care se laudă cu vorbe. Încearcă să susțină lucrurile celelalte pe care pentru a cânta trebuie să le susțină altcineva. Acum nepoții, la noi să fim aici, cineva trebuie să stea cu nepoții. Și alte ajutoare. Care a fost prima persoană importantă? Persoană care a contat? Care ți-a spus, Olguța, tu trebuie să faci un drum din vocea ta? Profesoara mea de cantă, Emilia Drăgătoianu din Târgu Jiu. Deci eram deja în anul 2 de facultate și atunci... Și atunci ai mers prima oară la canto? Da. Wow. Și sunt singurele mele studii muzicale. Da, atunci am mers prima oară și doamna profesoară a spus s-ar putea să faci treaba, dar trebuie să repeți mult, să recuperezi. Vezi că deja toți acum... La vârsta asta au luat toate premiile, au participat la concursurile pentru copii, tu n-ai participat nicăieri, nu te-ai familiarizat cu scena, o să fie greu să recuperezi. Și mergeam în fiecare zi. Deși la Școala Populară de Artă se merge o dată pe săptămână. Deci a fost primul om care ți-a dat puternic încredere în tine. Și care și-a trimis băiatul cu mine, fiindcă nu mă descurcam să ajung la Sibiu, spre exemplu, la primul festival. Și apoi... Și ce ai făcut la primul festival? M-am dus să câștig trofeu, pentru că, sigur, îmi deduse atâta încredere încât am zis că eu sunt cea mai bună. Și când am ajuns acolo, reperam tineri interpreți pe care îi știam de la Tezor Folcloric. Știm clar că Tezor Folcloric era un etalon și a rămas. Și apoi am zis, Doamne, ce e cu mine aici? Păi eu sunt de la Mărășești, eu n-am cântat niciunde, ce fac eu cu ei? Le știam foarte buni. Am zis, ok, dacă trec și eu preselecția să cânt și eu în concursul ăsta, e bine. Am trecut. Și apoi am luat și o mențiune. Mi s-a părut că am reușit. Dar a fost un premiu important, fiind un festival important. Am început să mă pregătesc tot mai mult și peste un an m-am întors și am luat trofeu. Nu e iertat. Peste un an. Așa am făcut... La toate festivalele. Dar cât ai repetat în anul ăla? Zilnic. Două piese. Aceleași două piese. Zilnic. Și în oglindă și... Nu știam nimic. Nu știam nici să cânt, nici să stau dreaptă, nici să mă îmbrac în costum popular. N-aveam prezență scenică. În lumea folclorului foarte mulți, aproape toți artiștii, pornesc la drum având o icoană din zona folclorică de unde provin. Un mare interpret, ție ți-a călăuzit cineva calea asta, vreun nume mare de aici din Oltenia? Am o amintire de când eram mică și aveam un televizor alb-negru și știu exact cum o întrebam pe mama mea cum a intrat Angelica Stoican în televizor. Da. Și mi-a rămas bucuria alor mei. Făceau liniște și spuneau ea noastră când o vedeau la televizor. Și eu chiar am crezut că e ceva rudă cu noi. Stăteam toți atenți, fiindcă era Angelica Stoican a noastră. Am admirat-o întotdeauna, am întâlnit-o desigur de multe ori și mi-a fost ca un far. M-am gândit că aș vrea să fiu așa. Suntem în atmosfera Crăciunului... Datorită amintirilor, datorită colindelor din Mehedinți, însă îmi permit să fac o dedicație pentru că am un oaspete de seamă în casă și pentru că
dragostea își găsește locul în orice atmosferă, și de Crăciun, și de Paște, și în toate zilele vieții noastre, așa că dedic un cântec foarte frumos pentru oaspetele nostru și pentru voi toți. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea? Ar umbla pe acest pământ ca un nor bătut de vânt. Ar umbla din prag în prag, fără nimeni, nimeni drag. N-ar cânta izvoarele când răsare soarele. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea? Iarnă, vară, noapte, zi, singură pe lume ar fi. Ar umbla din loc în loc, fără rost, fără noroc. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea? Îți lipsește ceva de la oraș de când v-ați mutat, că voi real locuiți, da, locuiți aici? Adică dacă mergi la televiziunea săptămâna viitoare, pleci de aici? Dacă mergi la nuntă, în niciun caz săptămâna viitoare, te întorci tot aici? Nu-mi lipsește nimic. 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 Fetele le creșteți aici? Da. Păi suntem toți. Sunt fetele aici, părinții aici. Ce să-mi lipsească? De aici e timpul meu. Aici am timp. De dimineața până seara există timp. Adică ai timp să faci mai multe lucruri decât ai face în oraș. Nu, cel mai important este că am timp să stau. E foarte important să ai timp să stai. Că până la urmă și în oraș alergi și le faci pe toate cumva. Important e că aici am timp să stau, nu să fac. Pot să stau pur și simplu. Și e foarte frumos că tu ai și o misiune pe care nu știu dacă o conștientizezi sau nu, dar ești foarte atentă ca satul ăsta să nu-și piardă identitatea. Cânți despre el, inclusiv faptul că astăzi s-au adunat la biserică și au cântat colinde toți copiii satului. E meritul tău, atâta vreme cât e un om care să îi facă pe oameni, să-i adune în jurul acestor valori, mi se pare minunat. Adică ai grijă de satul tău. Da, și am atâtea planuri cu satul ăsta. Și cred în oamenii de aici.
pare un clișeu așa și o chestie pe care toată lumea o spune, că îmi iubesc satul, iubesc oamenii. Eu chiar iubesc oamenii ăștia. Eu dacă mă duc la biserică, mă uit peste ei și îi știu pe fiecare. Îi știu pe fiecare și țin la ei de parcă sunt ai mei de acasă. Iubesc diminețile astea când trec oamenii la pâine. Mi se pare grozav. Spun niște lucruri probabil care n-au nicio esență pentru niște oameni. Dar să știi că sunt puține exemple de sate în care mai vezi tineri, mai vezi copii. Nu știu ce e ceva cu satul ăsta de sunt atât de mulți tineri. I-am văzut pe stradă, i-am văzut la magazin, i-am văzut în biserică. Știi cât sunt de frumoși la o nuntă? Când joacă dansul? Remus a fost marcat, am fost de curând la o nuntă aici. Uh-huh. Așa ne-am bucurat că jucau așa cu toată inima. Sunt minunați și sper ca și ei să se uite și să înțeleagă că locul nostru este aici și e frumos și la Timișoara și la București. Și dar tu nu ți-ai găsit liniștea decât atunci când ți-ai găsit pământ în satul natal să-ți construiești o casă. Da. Și este o împlinire care îmi dă liniște în fiecare zi. E ok, e ca și cum am împlinit o misiune foarte importantă. Am înțeles care e rostul meu. Mi se face pielea de găină pentru că, știi, toți plecăm de undeva. Și mai ales în cazul marilor artiști. Te duci în localitatea lor natală sau în satul lor natal și toată lumea zice, știți, acolo s-a născut nu știu cine. Acolo a trăit nu știu cine. Dar primărășești când treci, lumea spune, acolo locuiește Olguța Berbec. Da. Mi se pare nu a locuit, nu a trăit, da. Nu s-a născut. Vorbește lumea la prezent. Da, și ce frumos ar fi toți să știm de unde suntem și ai cui suntem. Așa, parcă am fi mai ordonați, parcă am avea mai mult respect față de locul și oamenii care până la urmă ne definesc. Eu știu foarte puțini oameni care s-au reconturat într-un oraș. Toți suntem locul ăla din care plecăm. Toți. Și numai din sursa asta poți să te extinzi. Deci poți să fii celebru și locuind la țară, în satul natal. Și nu e rușinos poți să ajungi la nunți oriunde în România sau la spectacole. Trăim într-o țară mică. E simplu să ajungi oriunde. Ce sens are să ne petrecem un sfert din viață la semafor? Da, fetelor tale, ce le lași din satul ăsta? Ce le dai mai departe? Sau pentru ele faci totul? Acum conștientizez că fac și pentru ele. Și eu aș vrea, nu să le spun cu cuvinte, așa e bine, așa nu e bine. Eu vreau ca ele să vadă. Exemplul ăsta, uite, noi stăm aici. Ele sunt foarte, foarte familiare cu biserica, cu oamenii, cu noi, cu animalele, cu natura. Singure trebuie să vadă toate astea, nu trebuie să le explic eu. Că uneori îi spun lui Remus, știi, casa asta nu e casa noastră, asta e casa fetelor noastre, nu neapărat material vorbind. Măi, ăsta trebuie să fie locul lor. Ele să se ducă unde vor, dar să știe că noi am creat o tradiție. Noi n-am făcut o casă. Noi am dat startul unde e tradiția. Aici să vină fetele noastre, nepoții noștri, să fie așa o trăinicie. Foarte bine stăteam și cu ai mei, care stau foarte aproape. Dar ele trebuie să aibă locul lor. Și să-l țină la rândul lor. Așa, pur și simplu. Chiar trebuie să avem fiecare un loc fizic al nostru. Care de fapt nu e al nostru. Nu e al nostru. Așa cum ai zis, e al copiilor noștri. Știi ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut la biserică să-i văd pe copii, să-i văd colindând. E foarte greu să le povestești. Fetele mele nici mă cred. Când mergem de Crăciun, de obicei mergem acasă, Baia Mare, și le povestesc fetelor despre cum era zăpada de 2 metri în copilăria mea și se uită pe geam și nu mai e deloc zăpadă.
și eventual încă mai sunt frunze în, în copaci. E foarte greu să le povestești asta, dar e foarte fain că măcar în Crăciunul ăsta poți să duci mai departe colindele. Da. Și de fiecare dată când văd copii, uite tătica, da, colindând, am speranță că o să avem viitor. Cu siguranță avem viitor. Acum depinde de noi. Noi contribuim la el. Copiii sunt ceea ce punem în ei. Și îmi place că, și o să vreau să vorbim puțin despre ce o să ne cânti în, în seara asta, la tine acasă, în mijlocul satului aici. Îmi place că ai adunat colindele astea din, din Mehedinți. Merită să le cunoască. Astea puține care sunt. Puține, dar nici despre astea nu știam că există. Da. Mulți dintre noi. Da. Cei mai mulți. Și eu mă bucur că am avut contextul ăsta așa normal, în care să putem cânta live. Uh-huh. Și... deci nu s-a înregistrat în studio și nu. Se face doar o filmare. Ai înțeles. La brad. Esența... se cântă live. Suntem sinceri, uh-huh, până la capăt, da? Nu așa păcălim pe nimeni, nici cu cântatul. Și... n-ai cum să transmiți o emoție în studio. Dar asta este, mai greșești, nu e perfect, dar nu căutăm să fie perfect, ci căutăm să fie real. Povestește-mi un pic despre colindele astea pe care urmează să le ascultăm. Cea mai frumoasă dintre ele, cea mai reprezentativă, este Plecata Maria, este povestea plopului și a bradului. Eu n-am știut povestea asta până la colind și am învățat odată cu colindul, desigur, de foarte mică. N-am știut niciodată de ce nu îi pică frunzele bradului sau de ce tremură plopul. Și ai aflat din colind. Și am aflat din colind. Și o să aflați din colind. Și o să aflați din colind. Și mai e un cântec de Crăciun pe care l-ai lansat acum 2 ani? L-am lansat în 2017. Așa mult a trecut? 4 ani. Da. Moș Crăciune. Moș Crăciune, da. Cu videoclip, cu... cu videoclip, cu regie, cu lume multă, cu, uh-huh, filarmonica. Este cel are mai... o poveste acest cântec? Are o poveste, colindul, cântecul de Crăciun în sine are o poveste și tot o poveste este și ce am creat noi pe lângă pentru a ilustra. L-am auzit întâi cântat de Petrică Moise. În Banat. Da. Uh-huh. Și mi-a plăcut atât de mult încât am, parcă mi s-a lipit de suflet și am zis, trebuie să imprimăm și ne colindul ăsta. Bine, dar cum să facem? Bineînțeles, tot cu Remo să mă sfătuiesc. Și apoi el zice, ar fi frumos să iei și cor, dar dacă iei cor, trebuie să iei filarmonica. Adică Remo gândește lucrurile mult mai mare decât mine. Eu mă mai tem, mă mai întorc înapoi, mă mai gândesc, îl simplific. Și atunci am vorbit cu filarmonica, încercând să scriem piesa, fiindcă trebuia scrisă pentru cor. Am găsit-o într-un abecedar. Într-un abecedar din perioada interbelică. Deci era un cântecel dintr-un abecedar, de fapt, acel colind. Pe care îl mai știau câțiva oameni. Foarte puțin, da. L-am rescris. L-am imprimat cu corul filarmonicii din Timișoara și l-am filmat cu Oleg Butnaru. A fost cel mai greu proiect al nostru de realizat fizic și material. A fost cel mai scump videoclip și cel mai greu de realizat, fiindcă s-a filmat în frig noaptea în decembrie, când aproape ningea. Dar și povestea, da, acestui cântec e, te tulbură pur și simplu. Da, și mi-este foarte drag. Abia aștept uneori să vină luna decembrie, să pot să-l suflu de praf și să-l mai aduc încă o dată în ochii publicului.
Doamne, fii cu mine bun, astăzi vine Moș Crăciun. Toți copiii au jucărele, eu mă uit cu jind la ele, căci eu n-am și n-am cui spune. Moș Crăciune. Tata-i mort acolo în deal și măicuța-i la spital. E târziu și frig în casă, seara de ajun se lasă, iar durerea mă răpune. Moș Crăciune. Dacă ai vrea să-mi dai și mie, Moș Crăciun, o jucărie, să-mi aduci un cal din lemn și un pistol de dat la semn și o trompetă să răsune. Moș Crăciun. Să-mi aduci un coi și o pușcă și uniformă cu vipușcă, să mă îmbrac ca la paradă, ca tăicuțul să mă vadă și din cer să se răzbune. Eu am impresia că l-ai lansat ieri, acum 2 ani, au trecut deja 4 ani de când l-ai lansat și e ceva ce rămâne toată viața. Da, rămâne. Este cum e casa asta, cum sunt copiii pe care îi facem. Da. Astea sunt lucrurile care rămân. Astea sunt lucrurile care rămân și astea sunt lucrurile care contează. Pentru că, până la urmă, trebuie să aibă sens existența asta noastră, nu? Să aibă rost. Și dacă reușim să facem lucrul ăsta și să conștientizăm, e minunat. Cred că asta e tot ce contează până la urmă. A zis în 2021, cu câteva zile înainte de Crăciun, Olguța Berbec, din casa ei, din satul ei natal, din Mărășești, de lângă Baia de Aramă, din Munții Mehedințiului. Pentru că, de fapt, cred că ceea ce mi-a transmis mie Olguța vorbind este faptul că noi toți ne plângem că au rămas părăsite casele noastre părintești, că satele sunt depopulate, că nu mai sunt decât bătrâni sau nici măcar bătrânii care erau acuz câțiva ani nu mai sunt la poartă ca să se aștepte nepoții care oricum nu se mai întorc niciodată. Ne plângem de lucrurile astea, dar nu facem absolut nimic ca să schimbăm povestea. Nu facem absolut nimic. Mi-a rămas în minte ceea ce ai făcut după colindul copiilor din biserică, când s-au terminat, înainte să plece, le-ai spus în gura mare, vă aștept pe toți în seara de Crăciun, cu colindul.
Faptul că dacă în fiecare sat ar exista un om care să le spună asta copiilor, dar să veniți, că am pregătite pentru voi lucruri, daruri. Dacă ar exista în fiecare sat din România, crezi că s-ar mai depopula satele românești? Crezi că ar dispărea de pe fața pământului? Pentru că noi ne plângem, dar nu facem nimic pentru a opri moartea satului. Da, eu chiar gândesc un lucru legat de sat și de locurile în care stăm. Ai observat că toți oamenii caută locuri frumoase să-și facă poze? Și eu mereu mă gândesc, măi, dar goana asta este o oboseală, să cauți un loc, unghiu perfect, să apropii trei chestii. De ce nu faceți frumos acolo unde stați voi? Faceți frumos acasă la voi, în satul vostru. Faceți-vă casa instagramabilă. Da! Satul instagramabil. Faceți frumos acolo unde trăiți voi. Nu mai căutați, nu mai alergați după colțuri perfecte. Faceți frumos și apoi vă faceți câte poze vreți și dați exemplu și altora. Uite. Ce-ar fi? Acasă la tine am făcut o poză, am găsit un loc perfect. Aici, sus în munte, cum se vede satul ăsta la 5 minute, 10 minute de mers pe jos de urcat. Uite cât de instagramabil da. Este acasă la Olguța Berbec. Este absolut minunat. Așa este. Frumoasă morală. Îți mulțumesc tare mult, Olguța, eu pentru povestea asta. S-a stins și focul. Dar, mă rog, nu se mai vede flacăra. Focul nu se stinge niciodată. Este jar și punem lemne. Așa și cu povestea Crăciunului, așa și cu povestea folclorului. Încă mai avem jarul aprins. Dacă o mai fi oameni care să pună lemne sau nu, ține mai doar sunt. De noi. Mai sunt. Și acum, pregătiți-vă pentru ce e mai frumos. Pregătiți-vă pentru colindele pe care nu le-ați mai auzit niciodată. De aici, din Mehedinți, pentru că și Mehedinți are colinde. Puține, dar sunt minunate, mai ales cântate, cu rușine, de Olguța Berbec. Mulțumesc tare mult! Și eu! Dor, dor, livor, dor Șocolesc plaiul cu el Dor, dor, livor, dor Peste munți și peste văi Au luat ceata cu ei La casa bogatului Și la săracului Peste munți și peste văi Au luat ceata cu ei La casa bogatului Și la săracului Brumariu că e-al mai mare Brumarește pana-n vale Leagă-nă floare cu floare, dor, dor, livor, dor Și la starei pe poale, dor, dor, livor, dor Peste munți și peste văi Au luat ceata cu ei la casa bogatului La săracului Peste munți și peste văi
au luat ceata cu ei la casa bogatului și la săracului. Al mai mic, dar mai voinic. La starește până lungi, dor, dor, linoar, dor. Și li vezi cum era dulci, dor, dor, linoar, dor. Peste lungi și peste văi au luat ceata cu ei la casa bogatului și la săracului. Peste luni și peste văi au luat ceata cu ei la casa bogatului și la săracului. Brumare și brumăresc și veste mare vestesc, vestesc o mare minune, dor, dor, livor, dor, c-o venit Iisus în lume, dor, dor, livor, dor. Peste luni și peste văi au luat ceata cu ei la casa bogatului și la săracului. Peste luni și peste văi au luat ceata cu ei la casa bogatului și la săracului. Plecat-au Maria, plecat-au Maria, cu pruncul Mesia, cu pruncul Mesia, pe drum pustinit în țara Egipt, pe drum pustinit în țara Egipt, oastea lui Irod, oastea lui Irod, era peste tot, era peste tot. Pe ei să-mi prindă pruncul să-l ucidă, pe ei să-mi prindă pruncul să-l ucidă. Mama lui Iisus, mama lui Iisus, atunci s-o ascuns, atunci s-o ascuns, duc un falnic loc cu Iisus cu tot, duc un falnic loc cu Iisus cu tot. Plecați voi, plecați, plecați voi, plecați, aici să nu stați, aici să nu stați, că m-o s-a curit, bine nu mi-o fi, că m-o s-a curit, bine nu mi-o fi. Gura mami zice, gura mami zice, frunza ta să pișe, frunza ta să pișe, ce vânt, ce nevânt, să n-o vezi curând, să tremuri mereu, cum tremure și eu, dau un brat micuț,
iad micuț. Pruncul ascuns, pruncul ascuns, creangaua a plecat și i-o pitulat. Creangaua a plecat și i-o pitulat. Oastea-o trecut, oastea-o trecut, și nu i-o văzut, și nu i-o văzut. Maica-i mulțumea cu lacrimi zicea, maica-i mulțumea cu lacrimi zicea. Bradule să fii, bradule să fii, fala muncelui, fala muncelui. Frunza să nu-ți pișe, iarna nu ce strâșe. Frunza să nu-ți pișe, iarna nu ce strâșe. Crușa ta verge, crușa ta verge, să o poarce fece, să o poarce fece, să o poarce feșor pe la sărbători, la horă, la nuntă, ce dioară sfântă. Casa de român,
belșug și veselie. Bucate vin slănini cârnați, coșari și pivniți pline, grițari cu milioanele și datorii puține. Bogate roade la hotar, la vreme ploi și soare, vă fie viața ca un rai și o dalbă să sărbătoare. La fete mândri pețitor, voinici cu punga plină, la soacre harnice noror, la cei bătrâni dreptatea, pacea, binele să se sălășluiască la toată casa.